Păi, știi cum mi se pare? Mare diferență. Care e aceea? Mare e de. Era greu de trăit. N-aveai bani să plătești pământul, că toată lumea avea pământ. Era pământul tot, era cuiva. Nu cum e amul, nu e a nimănui. Amul a nimănui lui pământ. E liber. Poate să fie străin, să lucre, să culeagă, să-și ducă de aici atât, că nimeni n-are grijă de pământ. Așa deveni. Dar atunci n-aveai un ban să plătești pe an, în fiecare an, impozitul după pământul care l-aveai. N-aveai de unde. Nu mai puteai face rost de bani. Nu știu de ce, nu era bani. Nu era tipăriți bani în România, nu știu nimeni ce era. Păcând astăzi, toți copții și țigani de copții, toți cu hârtie, sute și de mii de mână. Așa s-a schimbat. E totul prea, prea schimbat lumea. Și mai bine astăzi? E mai bine. E mai bine. Dar știi pentru cine e mai bine? Pentru care sunt ca mine, nu-i mai bine. Când ajungi la aceștia, nu-ți mai... Nu dai nică pe nimic. Toate zero. Nu te bucuri de... N-ai nici ce te bucuri de... Că e un pic de sănătate. Atâta. Dacă ar ști să dați un sfat oamenilor din ziua de astăzi, ce ați sfătui? Ce aș sfătui? Mare lucru s-a făcut pentru că s-a dat drumul la graniță să margă lumea să câștige între alte țări oriunde lumea asta. E mare avantaj, foarte mare. Tineretul și cei stăpâni pe muncă, aici pot trăi cum le place, cum le place. Eu zic că e păcat de mine că nu-s mai tineri stăpâni de muncă să mă duc și eu în străinătate să fac bani. Așa și e dornic de bani făcut cât de mulți.